melo manga kedila sustaro male mera 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 mero manga kedila sustaro 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 male. Fata asta, dacă scoate 3-4 piese de-astea așa, pe net e direct zi, Vlăduț sau Lupu. Ia-te cum Eli, ești că e lărci. Și în fața, dă-mă așa. Deci, pare atât de cuminte. Ce s-ar face te n-ar ști ce-i dragostea, ar umbla paiesc pământ ca un nor bătut de vânt. Ce s-ar face sebepten yer gir dünya
vinovați, Teo Roș și Horia Brenciu, vă rog frumos aici afară. Ia uite, zici că e din licenii. Ștefan? Dana? Tudor, Chirilă. Judecând momentele, eu cel mai emoționat am fost de prima jumătate a Andrei. Mulțumesc. Și a făcut și recomandarea necesară. Nu am făcut o recomandare. Atenție, nu. Te întreb eu pe tine, Pavel Bartuș. Da. Recomandarea trebuie să o faci în funcție de calitatea vocii sau de calitatea momentului? Calitatea momentului. Aș vrea să consemnez faptul că dacă nu se făcea echipa asta, Brenciu și Teo, nu aveam ocazia niciodată să ascult aceste trei piese la Vocea României. Recunosc că nu le-am auzit în viața mea. Cum, le-ai auzit acum? Da. Dacă le mai auzi odată, e a doua oră. Da. Aș vrea să întreb în ce limbă s-a cântat, că... Deci tu ai cântat în... Greacă. Greacă. Tu, am înțeles, ai cântat într-o română cu accent maramureșan. Și tu? Am cântat în limba turcă. O să mă updatez, o să-mi iau un playlist de muzică turcă, să vă ascult mai mult. Dacă ar fi să merg mai departe cu cineva... Ia! Cu Melissa, cred că aș merge mai departe. Mulțumesc. Deci, mergi pe turcă. Da. Am înțeles. Pe Bosfor. Am relații foarte bune cu turcii. Uite, de exemplu, dacă mă întreb pe mine, mi se pare că Andreea a avut cel mai bun moment dintre toți. Pe de altă parte, după părerea mea, vocea care ar trebui să continue în concurs este Melissa. Și atunci, cum departajezi? Ce faci? Asta este problema ta. Pentru că dacă ai un criteriu pe care te hotărăști să-l respecti și să nu îl flexibilizezi în funcție de așteptările proprii, atunci, we have a debate. Bun, vom lua acea decizie, nu de alta, dar... Viața merge mai departe. Decizia antrenorilor Teo Roș și Horia Brenciu este... Noi, Teodora Maria Diaconu și Horia Augustus Brenciu, mergem mai departe la Vocea României. Cu Melissa Antonesi. Melissa Antonesi merge mai departe în această echipă magnifică, Augustus și Diaconul.